salutare, dragi prieteni! Suntem la Cotihana și am venit să-l felicităm pe Bogdan cu primul anișor de viață. Să-i urăm o copilărie cât mai frumoasă! Iar surpriza vine din partea celor dragi care se află la moment la mii de kilometri. Să mergem să-l felicităm! Красоту. А быть может я дурак, размечтался просто так, но подмигни мне хоть разок на Бора-Бора отвезу. Тетя по-тихоски ранчо, ты моя Мадонна, о, Белла, меня в карму, мне совсем не больно, делаешь твой мой удар, я включил антирадар, а между нами, ой, какой пожар, копчат море. Чак Моррис, я очень крутой, а ты не хочешь дружить со мной. Я как Чак Моррис, я воу-воу-воу, хватит игнорить, зайди в WhatsApp. Я как Чак Моррис, я очень крутой. La mulți ani, toate aplauzele sunt doar pentru dumneavoastră, la mulți ani! Doamna Marina, domnul Sergiu, astăzi aveți o sărbătoare mare, mare în familie. Astăzi, prințișorul dumneavoastră, îngerașul dumneavoastră, a împlinit un anișor și cineva drag, poate sunt mai multe persoane, care au hotărât astăzi să vă facă ziua mai specială, mai frumoasă. Vreau să vă întreb, cum credeți? Cine ne-a invitat la ziua lui Bogdan? Cei dragi sufletul nostru care sunt în depărtare? Frați, surori, tata? Da, uitați-vă, eu am pentru dumneavoastră niște daruri și un mesaj în care scrie cine v-a organizat această surpriză. Această floare din cameră este pentru dumneavoastră. Haideți să aplaudăm. Și o invit pe doamna Vera aici, pe bunica lui Bogdan și pe nănuța. Nănuța și bunica. Nănuța, pentru dumneavoastră avem așa un buchet. Și pentru bunicuța Vera un buchet. La mulți ani! Și cu permisiunea dumneavoastră am să dau citire mesajului de felicitare. Dragii noștri, noi vă iubim din tot sufletul. Vă dorim multă sănătate și bucurii. Ne este foarte dor de voi și de-abia așteptăm să ne revedem. Ne pare foarte rău că astăzi nu suntem împreună cu voi alături de soarele nostru mic Bogdanel, care astăzi împlinește un an, primul lui anișor. Îi dorim tot binele din lume, să fie sănătos, fericit în viață, o copilărie plină de clipe frumoase și Marele Dumnezeu să-i călăuzească pașii oriunde. La mulți ani, copilaș frumos, noi, cei dragi din depărtare, vă iubim și vă îmbrățișăm cu drag. Ne este dor de voi. La mulți ani! Девчонка рядом молодая,
Thank you.
Să crească mare și să vă bucure. Doamna Mariana, domnul Sergiu, aceasta a fost surpriza din partea celor dragi pentru dumneavoastră. Și eu cred că v-a plăcut această surpriză. Cel puțin lui Bogdan i-a plăcut ursul nostru. Dacă aveți un cuvânt de mulțumire celor care v-au organizat surpriza, puteți să le spuneți, pentru că suntem în direct și ei vă urmăresc și așteaptă cu mare nerăbdare un cuvânt de la dumneavoastră. Vreau să le spun, să le mulțumesc din suflet, să le spun că îi iubesc foarte mult. Îmi pare rău că la cele mai frumoase evenimente din viața noastră nu sunt aproape de noi, dar asta e viața și mergem înainte. Le mulțumim din suflet pentru tot și le dorim mult sănătate și fie ca bun Dumnezeu să le întoarcă tot înapoi, să le dea puteri și să le întoarcă în zecit înapoi. Mulțumim frumos! Mulțumim pentru surpriză. Foarte plăcută. Sănătate, bucurie și sănătate la toți. Să ne întâlnim acasă. Mai repede. La mulți ani! La mulți ani!